Cartea Geneza, capitolul 39, voi citi de la versetul 7 până la versetul 12. Geneza, capitolul 39, citesc de la versetul 7 la 12, pagina biblică 44. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis culcăte cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic. Afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce cu ea și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo nici unul din oamenii casei, el apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă, amin. Vă rog să vă reașezați. Continuăm astăzi să studiem despre valorile bisericii și astăzi discutăm mai concret despre moralitate, despre integritatea morală, o chestiune extrem de importantă pentru fiecare dintre noi și în mod special pentru noi ca și Biserică. Și am stat și m-am gândit zilele acestea în timp ce meditam la textul sfânt și în timp ce mă rugam, oare care ar fi cuvântul potrivit pentru noi într-o astfel de vreme despre integritate? Pentru că, vedeți, fiecare dintre noi știm ce înseamnă să fii integru, fiecare dintre noi suntem chemați să fim integri, fiecare dintre noi avem știință de aceste lucruri atât de importante pentru noi, pentru familie noastră, pentru munca noastră, pentru businessul nostru, pentru tot ce suntem și tot ce avem, pentru că fără de integritate, orice profesie avea în cel din urmă te prăbușești. Integritate este foarte importantă. Ceea ce te propulsează în viață este calibru, este valoarea personală, însă ceea ce te menține, indiferent de poziția socială pe care o ai, indiferent de relațiile pe care le ai, este integritatea. Talentul te propulsează, integritatea te ține. Și e foarte important să fim integri fiecare dintre noi, integri din punct de vedere al familiei noastre, din punct de vedere profesional, din punct de vedere social, să fim oameni caracterizați de integritate. Și, în timp ce meditam la lucrul acesta, mi-am adus aminte, era la început de slujire, aveam 23 de ani când am preluat prima biserică în sectorul pastoral. Și fratele Dorea prezbiterul Bisericii, cel care a fost îndrumătorul meu și a slujit lângă el ca Timotei, lângă Pavel, Domnul să fie lăudat pentru el că m-a păzit de multe greșeli în viață, o pleca la Domnul între timp, îmi spunea despre cineva, zice, frate Dan, nu te prea poți lua după el. Zice, asta semnalizează, dânsul avea uh, firmă de tiru, de tiru și de autobuze, autocare. Și asta semnalizează în stânga și o ia în dreapta. Și în timp ce meditam la integritate, mi-a venit în minte imaginea asta foarte plastică, asta semnalizează în stânga și voi în dreapta. De fapt, asta este lipsa integrității. Adică, draga mea, te iubesc de nu mai pot. Și când ai ocazia, o înșeli. Frate, îl iubesc pe Dumnezeu pentru Domnul, fac totul. Și când e vorba să te implici, nu am timp, nu pot, n-am disponibilitate da, eu sunt un om cinstit la locul meu de muncă, nu fac nici cea mai mică greșeală. Dar când e vorba de un câștig în plus, uite toate principiile, uite toată spiritualitatea și vorba aceea, semnalizăm într-o parte că așa se cade să semnalizeze, să se vadă că suntem regulamentari și n-ai cum să nu fii regulamentar în familie, în biserică, în societate, trebuie să fim regulamentari. Dar dacă interesul îți dictează, o virezi în dreapta. De fapt, nu cred că există, eu cel puțin am găsit o altă imagine mai interesantă despre Integritate și lipsa de integritate, decât această imagine a fratelui Dora semnalizează în stânga și oia în dreapta. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni integri și despre asta aș dori să predic în dimineața acestei zile și mesajul se intitulează, cele trei spite care vor să ne strice integritatea. Cele trei spite care vor să ne strice integritatea. Muncim o viață întreagă să ne câștigăm credibilitatea în familie, în fața soției, în fața soțului, în fața părinților, în biserică, în societate și într-o lipsă de veche, poți să dai de pământ cu toată munca ta, poți să dau de pământ cu toată munca mea. O femeie poate fi extrem de geloasă pentru că are o problemă de felul acesta sau pentru că soțul ei îi dă motive și atunci dacă o dată de două ori în viață i-ai dat motive soției tale să fie geloasă, să nu te mire faptul că nu mai are încredere în tine și te sună să vadă pe unde ești când întârzi jumătate de oră, o oră și așa mai departe. Pentru că ce seamănă omul această secere în viață? Dacă, de exemplu, ți-ai păcălit patronul sau șeful și el a avut o oarecare încredere în tine și ți-o dat pe mână mașina lui, ți-o dat pe mână banii lui și puțin l-ai tras pe sfoară, să nu te aștepți ca dintr-o dată să aibă din nou încredere în tine. Încrederea se câștigă în timp și se poate pierde atât de ușor de numai numai. Și fiecare dintre noi, indiferent de vârsta noastră, de condiția noastră socială, suntem predispuși, dacă nu suntem vechiatori, să ne compromitem integritatea. Sunt trei spite pe care în această dimineață, pornind de la acest cuvânt scriptural, vreau să le aduc înaintea noastră și să arate felul în care noi ne putem uh, compromite integritatea. Pentru că ispitele acestea bat la inima fiecărui dintre noi. Prima ispită care vrea să ne compromită integritatea se numește De ce să-ți refuzi o plăcere? Nu o află nimeni. De ce să-ți refuzi o plăcere? Nu o să afle nimeni. Asta este prima ispită care vrea să-ți compromite integritatea. Domne, dacă îți place, dacă ai oportunitate, dacă ți-ai contextul favorabil, domne, e plăcerea ta împlinește plăcerea pentru că oricum nu o să afle nimeni. Ce mi se pare interesant este că femeia aceasta, când îl provoacă pe Iosif să trăiască cu ea în păcat, așteaptă momentul acela să îl apuce de haină și nu-i dă drumul nicicum, când toți ceilalți sunt plecați afară. Domne, nu era nimeni, Iosif își făcea treaba pe acolo, l-a pus uh, uh, șeful, uh, șeful lui, soțul acestei femei, Potifar, general cu patru stele în uh, armata egipteană, l-a pus, el are undeva la 20 de ani în momentul acesta, la 17 ani, este vândut sclav într-o țară străină, ajunge cum ajunge, Dumnezeu este cu el, îi dă biruință și la 20 de ani este mai marele case, cel mai important general din Egipt. Asta înseamnă că era un tip de o calitate extraordinară. Și Dumnezeu binecuvântează munca acestui general din pricina lui Iosif. Și femeia aceasta tot îl bate la cap, hai culcă-te cu mine, hai culcă-te cu mine. Se pare că nu a fost o femeie foarte cinstită dacă zice bărbatul să vă Bă, poți să faci ce vrei pe aici, mă de să mă sunt atingi. Înseamnă că eu cam mirosit comportamentul, da? cam deducem lucrul acesta. ce e interesant la femeia aceasta, tot îi zice culcă-te cu mine, Iosif, băiat frumos, 20 de ani, culcă-te cu mine și așteaptă momentul potrivit când nu este nimeni în casă. Unul plecat în stânga, unul plecat în treaba, urgență în stânga, în dreapta și când nu e nimeni de față, nu doar că la uh, îl ademenește prin vorbe, ci îl apucă de haină și spune, noi nu, eu nu-ți dau drumul cu că cătii cu mine. El își lasă haina și fuge. Dar te rog, de reține lucrul acesta. Ispita care bate la ușa inimii lui este, de ce să-ți refuzi o plăcere? Nu o să afle absolut nimic. Adică cine vede? Bărbatul e plecat la faraon, plănuiește o nouă expediție militară, oricum, la cât are el pe cap, nu mă lasă să gândește. Ăștia toți sunt cu treburi pe afară, nimeni nu vede nimic și dacă vă tac din gură sunt să se pună rău cu doamna, vezi de treaba ta. Domne, ai ocazia în viață să te alipuiești, vezi de treaba ta, de ce nu dacă oportunitatea e fantastică înaintea drumului tău sau înaintea feței tale, înaintea direcției tale în viață. De ce să-ți refuzi o plăcere? Câți oameni astăzi nu cad în diferite ispite și în diferite păcate pentru că merg pe această mentalitate? De ce să-ți refuzi o plăcere? Absolut nimeni nu află. Oameni care privesc la imagini mordare, da, nu află nici nevastă, nu află nici bărbatul, nu află absolut nimeni. Și apoi devin dependențe pentru ei și nu mai scapă. Oameni care se încurcă cu anumite persoane, Colega de serviço, colega, colei, patrão chamado de parte, já foi. Não sabe afirmar absolutamente. Não afirma a Níger Nu află nici pruncii, nu află nici frații, nici ruderile și până la urmă îți distrugi credibilitatea și toată autoritatea din familie. Că un om care trăiește în imoralitate odată și o pierdut autoritatea și față de nevastă și față de copii. Foarte mulți stați astăzi nu au autoritate pentru că nu au fost cum o trebuie să fie. E foarte important în viață să fii un om integru, pentru că dacă ești integru, ai autoritate. Ai autoritate în fața celor de lângă tine. Știu că ești un om veridic. Iubiți mei, un tată care calcă în străchini, își pierde autoritatea în fața copiilor. Dar nu o să afle absolut nimeni. Nu o să afle, auzi, nu să afle șeful tău. De unde? cronometrează el acolo cât timp stai, cât muncești tu, cine poate să fii tot timpul cu lupa pe tine? Dar auzi motorina, dacă te duci tu și îți rezolvi treburile tale, mai scos câte o lecuță de motorină. Pe vremuri, nu știu cum e acum că nu am informații despre asta, dar pe vremuri, toți tractoriștii și tiriștii vindeau motorină la tosatul. Cine putea să calculeze atunci câtă motorină să cheltuiești? Acum probabil că se, se, calculează diferit, am înțeles sistemele sunt mult mai performante. Dar pe vremuri tiriștii și tractoriștii vindeau motorină în tot satul. Toată lumea știa dacă vrei motorină, la un preț bun te duci la tractorist, te duci care are statul destul, are ceapeul destul, are patronul destul. Cine poate pe tine să te cântărească așa în toate chestiile? dacă tu poți să câștigi, dacă ai plăcerea aceasta, de exemplu, să bei și să te îmbeți, păi treaba ta. De ce să-ți refuzi plăcerea aceasta? Nu o să afle absolut nimeni. Dacă ai plăcerea, de exemplu, să consumi, astăzi aud despre oameni care vin la biserică și consumă unii droguri. Ai plăcerea aceasta, bă, ai necazuri, ai probleme, ai frustrări, nu o să afle absolut nimeni. De fapt, ispita satanei, poți să păcătuiești din voie, nu o să afle nimeni. Iosif, cine te vede pe tine? Bărbatul sui la lucru, domne, ei cu faraon, plănuiesc anumite expediții militare, are el probleme lui, tu crezi că el se gândească ce face în asta acasă? Nu-i nimeni pe aici. De fiecare dată ispita care vrea să-ți compromite integritatea este aceasta sau pornește de aici. De ce să-ți refuzi o plăcere? Nu o să afle nimeni. Am crescut în biserică și o predică care mi-a rămas în minte din pruncii, eu a fost a unui frate prezbiter, o plecat de mult în veșnicie, O trăit mult ca durarea Domnului, dar totuși o plecat în veșnicie. Și predica el despre Iosif, chiar din Iosif a predicat cu nevasta lui Potifar era al lui Faraon, cu nevasta lui Potifar și zice, mă zice, diavolul, și -a apoi a făcut paralelă și cu David, care o să fac eu paralelă imediat, zice, știi cum e diavolul, zice, o asta și zice, are trei instrumente de lucru. Și am fost foarte curios să aud despre ce e vorba, că era un tip foarte plastic în predică. Zice, prima dată, zice, are o momeală, îți dă ceva ce îți place, niciodată nu vine cu ceva ce nu-ți place, că nu-ți Ceva ce îți place, domnule, ceva după gustul tău. După aceea tu zici, bun, bun, eu aș face lucrul acesta, dar dacă mă află, Mă află nevasta, mă află bărbatul, mă află părinții, mă află frații, mă află surorile, mă află șeful, mă află nu știu ce, se află despre mine. Dintr-o dată teama aceasta de rușine și rușinea până la un punct foarte sănătoasă, că te păzește de multe prostii. Mă, mă fac de tată râsul. Îmi pierd toată credibilitatea. Mai bine îmi văd eu de treaba mea. Dar diavolul zice, mă, este și o pierdea bună. Ce zice? Nu te vede absolut nimeni. Și omul când aude că nu-l vede absolut nimeni, prinde o leacă de curaj. Și după ce ai luat meu în brață, după draperii, că nu te vede nimeni, zice, are o tobă. Pe vremuri la sat, e, nu știu cei care sunt mai în vârstă, eu când uh, eram la bunicii mei, știam că are toba. Avea o tobă, venea unul toboșarul satului, bătea pe toba, avea o tobă mare de fanfară, când dădea niște ciocani, imediat trezea toată satul și zicea, astăzi la statul popular, la sfatul popular, asta se rezolvă. Atât a trebuit plăti la ciurdă, atâta nu știu ce. Și atunci el bătea la tobă, toată mergea pe stradă, auzea și zice, are toba e mare, zice, ca toboșarul satului. Și bate la tobă și da, bate, zice, bate, dar uite toată lumea, zice, toată lumea e în stradă, ce s-a întâmplat? Și trage perdeaua. Când toată lumea e și să vadă, pac, trage perdeaua și te vede pe tine cu momeala în brațe, cu păcatul și te faci de sfânta minune, că nu te mai sapală toată apa după criș. Asta și m-am gândit cât de viclean e satana. Niciun om sănătos la cap n-ar face câte un păcat care știi că îl compromite, care distruge integritatea, distruge autoritatea. Îl pune în situații neplăcute știind că și alții îl văd. De fapt, când faci păcat, când păcătuim într-un fel sau altul, mângâierea noastră este că nu ne vede nimeni. De exemplu, pe Nici o deranja foarte tare martorul, domnule. De asta el o scris așa grăita Zaracustra, în care vorbește despre moartea lui Dumnezeu, pentru că l-a deranjat martorul. El ajunge într-un anumit oraș, departe, prung de pastor, nepot de pastor, verișor, pastor, toată familia lor, pastor luterani, și ajunge undeva și intră într-un club de noapte. Nu i-a plăcut ce-a văzut, dar după aceea tot revine. Contactează sifilis acolo și apoi are mari probleme de sănătate, dar el are problemă cu martorul. Și martorul este o chestiune care parcă nu spică bine. Mă, Dumnezeu e martor la ce mă uit eu. Dumnezeu e martor cu cine vorbesc eu. Dumnezeu e martor cum mă port eu cu nevasta mea. Dumnezeu e martor cum mă port eu cu soțul meu. Dumnezeu e martor cum mă port eu cu pruncii mei. Dumnezeu e martor la serviciu. Dumnezeu e martor cu mine în concediu. Dintr-o dată, Faptul că Dumnezeu este martor la tot ce fac eu, dintr-o dată mă implică pe mine și implică responsabilitate din partea mea. Dar când omul păcătuiește, orice alt ce ar vrea să știe decât faptul că Dumnezeu este martor și asistă la ce face omul. Iosif zice, cum aș putea să fac eu așa ceva? Bun, nu mă vede nimeni de aici. Dar există cineva care mă vede. Deci, cum aș putea să fac eu așa ceva împotriva lui Dumnezeu? Până la urmă, zice Iosif, auzi, nu-i vorba despre mine și despre tine. Nu-i vorba despre că vede bărbatul tu sau nu vede bărbatul tu. Nu-i vorba că văd ceilalți oameni de aceea de la curtea voastră împărătească. E vorba despre Dumnezeu. Cum aș putea eu să fac ceea ce să îmi propui tu să fac când Dumnezeu este de față? Prima ispită care vrea să strice integritatea este de ce să-ți refuzi o plăcere, indiferent care este plăcerea. Că este o plăcere de imoralitate, că e o chestiune de beție, de fumat, de droguri, de lăcomia cea care îți distruge sănătatea, jocuri de noroc. Sunt astăzi bărbați care își pierd toți banii la jocuri de noroc și n-au după aceea după ce să bea apă. Această molimă extraordinară, tot felul de tabieturi care îți distrug efectiv căsnicia, îți distrug pocăința, îți distrug credibilitatea. Și de vine și spune, Auzi, de ce să-ți refuzi plăcerea? Nu o să afle absolut nimeni. Așa a gândit și David. Spune Scriptura, David avea undeva, și rabinii confirmă lucrul acesta, avea undeva la vreo 50 de ani. Și într-o seară când nu are treabă, după somnul de amiază, în care se relaxează, se plimbă pe terasa împărătească și o zărește pe Bathsheba. Bathsheba, o femeie din calea afară de frumoasă, David ajunge să păcătuiască cu ea, are impresia că totul se închide aici, bărbatul s-a plecat pe câmpul de război. Se pare că ea era nepoata una dintre sfetnicii lui, dintre înțelepții de la curtea împărătească. Că, bă, se poate rezolva, nimeni nu află nimic. Că asta a fost ă, raționamentul lui David. Nu o a afle nici bărbatul, nu o să afle nici bunicul, nu o să afle absolut nimic. Bă, asta rămâne aici. Numai că relația aceea se soldează cu o sarcină. Și trimite vorbă, Batșeva zice David, zice, vezi că am rămas însărcinată. Și atunci David parcă intră o licuță în fibrilație. Stă, se gândește, un strateg de săvârșit, dar și cu o lecuță de viclenie în el, ce se gândește el? Domne, să trimit vorbă lui Vărul, nu, generalul de armată Ioab, să-l trimită pe Urii acasă. David îl poftește la masă, îi servește acolo masă deosebită, îl întreabă despre Ioab. Cum se simte Ioab pe câmpul de război? Ce strategie aplică? Îl întreabă, da, auzi, mersul războiului, care este? Uit, uite așa care situația și zice, te ospătesc, bine, du-te acasă că i doar la nevastă ta de tine. Dar numai Dumnezeu l-a oprit, că să cum. Uh, era dragă nevasă sau o iubea, că este lucrul acesta cu o iubea și nu te duci tu după câteva săptămâni de sta pe câmpul de război, nu te duci tu la doi pas o vezi pe nevastă ta. Clar că a fost mâna Domnului care a vrut să blocheze mușamalizarea păcatului de către David. Că Dumnezeu întotdeauna scoate lucrurile la iveală. Asta e felul lui Dumnezeu de a lucra. Și zice Scriptura că ăsta se duce la poarta împărătească și stă de acolo cu unul cu altul. Probabil o întreba cum e războiul, cum merg lucrurile. Și la un moment dat, Domne, doarme acolo la poarta uh, lui David. David este informat, mă, stai că ăsta nu s-a dus acasă la bat și la nevastă, s-a dormit acela la poarta Davi David zice, intru puțin mai tare în problemă. Îl cheamă din nou, zice, mai stai și astăzi, lasă că mergi mâine. Zice, nu -a de data asta, zice, te o spătez așa, extraordinar. Zice Scriptura că omul după inima lui Dumnezeu face o greșeală extraordinară. Domne, nu poți să să-ți explici așa ceva. Pentru că vorba aceea, care spune că fiecare om poate să fie un mielușel și dincolo de mielușel acela se poate ascunde o fiară sălbatică. Numai Duhul lui Dumnezeu ne stăpânește și Duhul lui Dumnezeu ne cizelează. Să nu lase Dumnezeu pe un om în mintea lui că atunci se alege praful de el. Domnul să ne păzească de așa. Și dintr-o dată iese fiara acea sălbatică din David, viclenea aceea care nu trebuia să fie în inima unui om după inima lui Dumnezeu. Și zice Scriptura că David, nici niciuna, nici alta, știți ce face? Îl îmbată pe Urie. Deci David, eu mi-am și imaginat acolo la masă, el lângă David, David tot puni pune câte o leacă. Mai bea, dragul, bă, urie. Mai poveste, bă, urie are impresia că cel ascultă David, ce impresionat e de isprăvile lui pe când trebuie să spui, încă un păhărel. El se face în macabea. bea, încă un păhărel. pe ce bea un, două, trei pahare, tă bea. Beat criță. Nu no, am să duce acasă, nici nu mai știu ce-a făcut. Și... Dar ce să vezi? Mă, nu se duce acasă, iară doarme la Palatul Împărătesc. Nu, no, David zice, bă, am eu timp să-mi se pune la masa deschis, el singur, conștiința nu știu unde a fost, pe Dumnezeu nu l-a văzut acolo, probabil în momentul respectiv, și scrie în felul următor, Ioab, generale, vărule, pune el zice pe Urie, în locul ei apărate de soldați vitej, ai grijă să moară, tu retrage-te și ai grijă să moară. Sigilează scrisoarea, vă dați seama cât cinism la David. Eu stau să mă gândesc, cum poate un om al lui Dumnezeu să facă așa ceva? că Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Sigilează scrisoarea, i-o dă lui Urie, îi strânge mâna, zice, du i lui Ab, Domnul să-ți dea biruință. Ajunge la Ioab, citește scrisoarea, știe ce are de făcut, urie, schimb postul. Dintr-o dată zice, bă, te pun că tu ești puternic. Urie, zice, bă, când te laudă unul, parcă spică bine, imediat crește inima. Hai tot ce ca ci soldați vite și dintr-o dată eu cred că tu poți să faci față. Mai ales că ai stat de vorbă cu David, clar, vii prin strategia lui David și biruim. Numai că atunci când se duce acolo, nu făcea el față. Plus că a făcut o ieșire prea periculoasă, s-o tras din cetate și ori muri, zice, mulți din popor Și-o căzut și urie etitul Și de aici încep toate necazurile lui David Crime în casa lui Viol în casa lui Doamne, câte necazuri au avut David Din cauza faptului că nu și au refuzat plăcerea ceea ce a ispit, pentru că a zis el, oricum nimeni nu o să afle. E o vorbă care spune că întotdeauna păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te ține mai mult decât vrei să stai și păcatul te costă mai mult decât vrei să plătești. Dacă ar fi să stai de vorbă cu David, ți-ar spune, întotdeauna păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi, te ține mai mult decât vrei să stai și te costă mai mult decât vrei să plătești. Prima ispită care îți amenință integritatea și mai amenință integritatea este de ce să-ți refuzi o plăcere? Oricum, nu o să afle nimeni. Ascultă-mă, o să afle Dumnezeu, că întotdeauna Dumnezeu este de față, Dumnezeu este martor la tot ce privim, la tot ce vorbim, la tot ce trăim, Dumnezeu este martorul vieții noastre. A doua ispită care vrea să ne strice integritatea este scopul scuză mijloacele, nu mai avea prejudecăți. Scopul scuză mijloacele, nu mai avea prejudecăți. Acum, la 17 ani, într-un mod nedrept, ești luat de frații tăi și vândut sclav într-o țară străină. Prin mila lui Dumnezeu, printr-un curs favorabil de împrejurări, ajungi în grațiile cel mai puternic om al vremii după faraon, generalul Potifar. Acum, în antichitate, aveai nevoie de un protector. Era atât de valoros și avea atâtea uși deschise în viață în funcție de protectorul pe care le avea. Orice tânăr avea nevoie de un protector. În societatea romană, în societatea egipteană, în societatea evrească, avea nevoie de unul care să te protejeze. Unul care să-ți deschidă drumul în viață. Unul care să vorbească pentru tine. Un garant, cineva. Așa erau ei. Erau oameni care puneau mare accent pe onoare. Și aveai nevoie de un garant care să te garanteze. Și acum putea să spună femeia aceasta în felul următor. Auzi, sau putea el să spună, de fapt, auzi, femeia aceasta mă abordează, vrea să culce cu mine. Nu o să afle absolut nimeni, probabil că bărbatul nu o să zică nimic. Dacă mi-a -o oprit-o, înseamnă că s-o mai culcat și cu alții, deci nu-i ceva nou. Dar mie mi-ar pica bine ajutorul ei. Nevasta lui Potifar are influența asupra lui Potifar. Mă poate recomanda, mă poate scoate din situația mea, poate mă pune și pe mine o de general. Poate mă pune ceva soldat mai important, poate dă o funcție importantă. Auzi, nu e să mă înțeleg bine cu doamna, Putea să spun lucrul acesta. Mă, asta este scopul, scuză, mijloacele. Apropo, vorba aceasta este atribuită lui Machiavelli în principele, dar e doar o concluzie la ce spune Machiavelli, nu no scris-o Machiavelli. Dar se vorbește foarte mult, se trăiește în funcție de vorba aceasta, scopul, scuză, mijloacele. Nu mai avea prejudecăți. Adică dacă, de exemplu, îți vine bine să minți, bă, minte. Dacă e vorba de un câștig financiar, poți să minți, domnule. Dacă e vorba de a te poziționa bine în societate, e vorba aceea, atât i-am zis până l-am impresionat. Mă, dar până ai zis bine ce ai zis, că nu e adevărat. Zice, dar eu plăcut. Și atunci ne lăudăm, zicem ce am făcut, ce n-am făcut, mă, nici nu știm că le-am făcut. După aia dacă te întreabă ce ai făcut, nici nu mai știi ce ai făcut, că e clar că le-ai uitat. Dar cum arați? Arați bibelou. Și după aceea zici, bă, dar rău Evident că nu e chiar o chestie de pocăință. Frate, mă bucur să te văd. Și tu nu te bucuri chiar că-l vezi. Sora mea, când te văd, parcă umple domnul inima de bucurie. Și când zici, Doamne, Dumnezeule, nu-mi chiar place că o văd. Dar de multe ori zicem anumite vorbe așa să ne aflăm în treabă, să câștigăm favoarea celorlalți. Nici noi nu credem ce zicem. De multe ori, dacă e vorba de un câștig în plus, din păcate am văzut atâția credincioși, de un fel sau de altul, care atunci când a fost vorba de principii, domne, ca și Iuda Iscarioteanul, l-a vândut pe Iisus pentru 30 de argenți. Noi astăzi zicem, mă, cum l au vândut Iuda pe Iisus cu 30 de argenți, mă? Dar păi cum a putut să facă el așa ceva? Și știți ce mă gândesc? Câți dintre noi nu-l vindem pe Domnul mai puțin, nu pentru 30 de argenți, un match, un film, o supărare, niște nervi, cineva ce ți-o zis, ceva ce nu ți-o plăcut, de câte ori, nu trăind după principiul acesta, scopul scuză mijloacele. Da, domne, e vorba de un salar în plus, e vorba de un câștig în plus. Câți frați, cât e suror, de exemplu, când e slujbă la adunare, nu sunt ispitit să meargă la lucru să facă niște bani în plus. Frate, dar nu pierd clienții. Ascultă-mă, dar nu-i Dumnezeu un control? Nu zice Scriptura că binecuvântarea lui Dumnezeu ce face? îmbogățește, mai crezi lucrul acesta. Frate, nu pot să mă implic în lucrul Domnului că nu mă mai pot ocupa de munca mea, dar nu e adevărat cuvântul din Scriptură care zice așa, dacă tu lucrezi pentru Dumnezeu, Dumnezeu va lucra pentru tine? Nu spune Scriptura lucrul acesta. Nu zice David, eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea și spune David, Dumnezeu care lucrează pentru mine. Și când te uiți la David, tot finalul vieții lui nu-i preocupa de altceva decât de cum să facă casa Domnului. Nici de război la un moment dat nu mai interesează. Nici cine vine la cârmă după el. El are o singur fix să, să lucrezi pentru Dumnezeu, să fac ceva pentru Domnul. Dumnezeu a fost prioritatea lui. A doua ispită care ne abordează pe fiecare dintre noi este scopul, scuză, mijloacele. Nu mai avea atâtea prejudecăți. care e problema dacă îți compromis valorile? care e problema, de exemplu, dacă așa, de exemplu, lucrezi undeva și se cere să te duci, așa e rândul la toată lumea cu roche mini, dar până, nu ți-i locul de muncă. Dacă, de exemplu, așa e chestiune, mă, dacă ești o lecuță prea serioasă, te da afară de la serviciu. Care e problema dacă o chetezi cu șeful, cu unul, cu altul? Așa se cere lor actuală. Și dintr-o dată, par, dar nici valori nu mai avem. Asta e situația. Care e problema, auzi, dacă te duci cu unul la un club de noapte? Bă, asta este, ne pretenim mai am auzit pe ceva, zice, eu mă duc cu el și apoi îl chem la adunare. Și asta mi se pare foarte interesant care e problema dacă, de exemplu, nu știu, nu ai timp de, de familia ta? care e problema dacă sunt anumite păcate în viața ta? Mă, dar e vorba despre binele meu, despre câștigul meu, despre să meargă bine în viață. care e problema dacă umfli puțin lucrurile în viață? Știu povestea unei, unei tinere care lucra în vânzări, am citit despre ea mai exact, lucra în vânzări și la un moment dat era vorba să fie cineva propulsat la locul de muncă. Fata aceasta, o fată deșteaptă, o fată foarte harnică și a dorit să primească această promovare. O făcut tot ce o ținut de ea, o rămas peste program, o muncit de numai numai, dar erau și alții harni, și alții dedicați, și alții buni. Și parcă nu era așa deosebirea foarte mare între ea și ceilalți. Și atunci s o gândit, domne, ce să fac cumva ca să obțin eu promovarea, să nu obțină altă colegă sau un alt coleg promovarea. Și după aia, ce a făcut fata aceasta? A început să umfle cifrele au început să umfle cifrele, vânzări mai bune, vânzări mai bune, făcea tot felul de oferte care nu aveau nicio acoperire. În numele șefului, patronului, făcea tot felul de propuneri, tot felul de uh, oferte, nu avea cum să le respecte. Intra în faliment atunci, nu mai era niciun câștig. De asemenea, încerca cât putea ea uh, din computer să minimalizeze câștigurile celorlalți. Domnul, la un moment dat, atacându-i pe ceilalți, minimalizând rolul celorlalți și umflându-și cifrele și tot felul de oferte de astea nepertinente, a început deja să fie o diferență. După ceva timp, o primit postul respectiv. Acum când au intrat în postul respectiv, s-a bucurat că au primit postul, dar fiind totuși o fată cu cât de cât principii, așa parcă nu s au simțit foarte confortabil după aceea. Da, au încercat să-și aline așa suferința, mă, asta e viața, toată lumea face ce poate, așa merge viața. Din nou vorba aceea celebră, scopul scuză mijloacele, știe Dumnezeu că e vreme grea, asta este, nu avem ce să facem, vorba aceea știe Dumnezeu situația. Și, nu, no, totul e așa cu mâi, problemele ei sufletești, numai că la un moment dat, mă, nu, nu ies cifrele, nu se potrivesc, prea mare câștig, prea puțin pierd, niște, niște așteptări din astea, bă, dar bă, eu, nu, eu, nu, pot să satisfac așa așteptări ce au clienții ăștia. Și unul, altul, reclamații, bă, dar eu nu, nu pot eu să fac așa ceva, asta e prea de tot, domnule, nu pot eu, astea nu sunt oferite pe care le-am zis eu să le faceți. Și în cel din urmă, s-au aflat lucrurile, au fost o ședință, uh, au ieșit la iveală faptul că au înflat cifrele, că au dezavantajat pe ceilalți a fost retrogradată fata aceasta din poziția ei și s-a umplut efectiv de rușine. Efectiv, nu i-a venit să creadă pentru că a fost descoperită. Iubiți mei, până la urmă, ascultați-mă, scopul, chiar dacă noi zicem scuză mijloacele, auzi, vreau să fac o părere bună, vreau să impresionez. Până la urmă, lucrurile se află, intenția, mentalitatea omului, felul omului de a fi. Întotdeauna, Domnul teze că m-a ajuns, dar am uite și Batistă. Dar le păstrez pentru mai târziu. Unde am rămas? Scopul, scuză, mijloacele, nu mai avea prejudecăți. Și m-am gândit, în timp ce meditam la lucrul acesta, mi-a venit în minte un om din Scriptură. Este vorba despre un împărat, despre Ahab. Și Ahab se uită așa pe fereastră împărătească, vede o grădină foarte frumoasă acolo lângă el. Deci, mă, asta ar fi grădină. Se pare că îi plăcea să fie și cultivator pe lângă împărat. Probabil așa se relaxa el în timpul lui liber. Și zice, auzi, eu aș vrea, de exemplu, grădina aceasta, să-mi dea mie grădină aceasta. Și zice, ce aș putea să pun aici? Roșii, ca să vezi ce usturoi, ce mâncă evrei. Zice, da, auzi, ea cuiva, zice, și trebuie să stau de vorbă cu el. Se duce la proprietar și îi spune în felul următor, auzi, uh, uite, îți plătesc grădina aceasta, îți dau cât vrei pe ea, dacă vrei, îți dau alta mai bună, dar am nevoie de grădina aceasta să fac din ea o grădină de verdețuri. El zice, Nabo zice, nu pot să-ți o dau pentru că e moștenirea părinților mei și ar fi o greșeală în Israel să treacă moștenirea de la o familie la alta. Nu se poate așa ceva. Și el vine acasă, combinație interesantă, trist și mânios și stă de vorbă cu doamna. Când vine acasă, zice Izabela, dar ce Aha, Zice, ce să am, dragă, uite, aș fi vrut via aceasta, aș fi vrut, nu știu, grădina aceasta, să fac o grădină de verdețuri, dar nu mă dă. Și zice, bă, dar tu, tu ai, uitat gradele? Tu ești cine ești, tu aici în țară? Tu ești împăratul Israel. Zice, stai că rezolvă o treabă. Cum rezolvi, draga mea Izabela? Zice, stai liniștit, nu mă dăm sigiliu și ștampila. El la comandă, cum o zis doamna, și au făcut, pac, îi dă stampila, sigiliu și ea să pune și scrie. Scrie cetății din care face parte el. Vestiți un post, domnul, o chestie spirituală vestiți un post să lucreze Dumnezeu. Zice, după zile de post, înscenați ceva. Și i ceva, ceva scoateți-l pe nabot în fața poporului, zice, ziceți, aduceți niște oameni de nimic care să facă mărturie, că vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva aparatului. rezolvați -l. Vesteți postul, toată lumea, bă, dar păi pocăință, domne, e spiritualitate, e neapropie de Dumnezeu. Când colo, șmecherie la mijloc. După zile de post, proces. Domne, Nabot s-a luat de Dumnezeu, s-a luat de împăratul. Știți ce face? Îl omoară cu pietre. Și primește în știință, vezi că s-a rezolvat. Și zice Scriptura că Izabela zice, nu: no, Ahab, dragă, du-te, ia, zice, grădina, că ea ta, o murit omul. Stai și m-am gândit, eu omesc pe principiul acesta scopul scuză mijloacele. Și zice, auzi, nicio prejudecată. E foarte important în viață să înțelegi că sunt valori care nu trebuiesc negociate. Un om care nu are valori în viață, știi cum e? Cum bate vântul? Acum zice una, acum zice alta. Își pierde toată autoritatea. Ajunge un om fără credibilitate. Autoritatea ta în casa ta ca tată, ca mamă, este dată de integritatea ta, de valorile tale. Adică dacă pruncii tăi înțeleg și prunci mei înțeleg că noi funcționăm după principiul acesta, scopul scuză mijloace. Bă, dacă e vorba de bani, vorba aceasta o vinde și pe mamă sa. Asta o vine și pe nevastă sa, vinde și pe nu știu cine, își trădează și copiii pentru bani. care e problema atunci? Unde ajungem? Dacă pruncii noștri nu văd în noi niște principii, bă, pentru, az, pentru tata Dumnezeu e pe primul loc. Dar nu e o vorbă, domnule, tata își construiește viața în jurul lui Dumnezeu. Mama își construiește viața în jurul lui Dumnezeu. Copiii noștri, ascultați-mă când vor crește, nu se vor ține de Dumnezeu. E adevărat că poți să fii pocăi și copiii să nu scalce pe urme. Dar dacă noi suntem duplicitari, una în biserică, alta acasă, între ceilalți, pita lui Dumnezeu, Domne, cu Doamna ta vorbești frumos, cu prunci și cu nu știu cine, când mergi acasă, urli pe nevastă, pac, trântești ușile, ce crezi că scați până la urmă? tu singur îți subminezi toată autoritatea și când vor ajunge copiii tăi, nu vor pune pres pe tine. Eu tot stau și mă gândesc așa și pentru mine e o taină. Am în fața mea doi oameni speciale al Dumnezeu. Unul a fost David, care din păcate, chiar dacă a fost om după inima Domnului, a avut o familie cu multe necazuri. Celălalt a fost Avram. Știți ce mi se pare mie interesant la Avram? Zice Dumnezeu, știu că va porunci casei lui după el să se țină de mine ca să-l pot binecuvânta. Și zice că nevastă să atât autoritate a avut Avram înaintea ei. Și autoritatea nu se impune, autoritatea se câștigă. Zice, că îl numea Domnul ei. Am zis că, dar nu în glumă să zică, Doamna, Domnul meu, așa că te simți bine. Dar chiar să zic așa, bă, cu drag să zic, e Domnul meu, asta e ceva fantastic, nu zic satană. că satană. Atunci când ne zice satană sau musă, e Domnul, atunci era pe vremuri în biserică, muste Domnul pe satana, musă pe toată lumea. Dar să spune cu drag, Domnul să te binecuvânteze, să ai pacea Domnului la tine acasă. Asta se poate când ai valori mai importante decât interese. iubiți mei, talentul te propulsează, munca te propulsează, ceea ce te ține este, este, integritatea. Și stau să mă gândesc că nu există lucru mai important pentru noi decât să ne câștigăm sufletul și familie pentru Dumnezeu. Și asta se câștigă prin integritatea noastră. Să fim ceea ce zicem. Vorba aceea, ce face tata? Lasă, zic că mă predică. Deci dacă nu mă predică tata și nu crede ce, atunci e grav. Dacă prun cum eu se uită la mine și zice, bă, tata, el zice, dar el nu le crede, e foarte grav. Dacă pruncul tău se uite la tine sau fata ta se uite la tine și spune, auzi, mama zice într-un fel, dar nu se poartă așa, să nu, mă, să nu, ne certăm la noi acasă. Și noi ne certăm acasă. Vă dați seama ce iese. Auzi, Dumnezeu pe primul loc, să ne iubim unii pe ceilalți, să ne facem timp unii de ceilalți și noi nu, nu ne facem timp de casa noastră. Nu e așa că ne pierdem autoritatea. Prima ispită care vrea să strice integritatea este de ce să-ți refuze o plăcere? Nu o să afle nimeni. A doua ispită, scopul, scuză, mijloacele. Nu mai avea prejudecăți. Trei, nu te opri, regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Nu te opri, regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Ce mi se pare foarte interesant, acum, de exemplu, Iosif Flavius, aceea am niște rețineri față de Iosif Flavius, măcar că e cel mai important istoric evreu, zice că nevasta lui Potifar a fost o femeie foarte credincioasă, foarte, foarte uh, serioasă, dar a fost efectiv vrăjită, cucerită de frumusețea lui Iosif. Acum, din punctul meu de vedere, nu-i la unul care vine în casa ta, poți să faci ce vrei, tu nu te lua de nevastă mea, dacă știi că nevastă e fată cinstită. Părerea mea, nu știu ce ziceți voi. Adică s-ar simți jignită soția, nu să zici, bă, -a, între el să zici, auzi, poți să, te uiți, poți să faci ce vrei tu dar să nu te dai la nevastă mea. Ce ar zice soția? Mai pot dar mai e de femeie neserioasă? S-ar simți jignită. Asta înseamnă că ei au avut niște antecedente, înseamnă că au avut niște tentative sau poate chiar l -au înșelat auzi, de ce nu l-a aruncat Dumnezeu, nu știu, de ce nu l-a omorât pe Iosif, a fost mâna lui Dumnezeu? De ce nu a pedepsit-o mai drastic dacă l-ar fi, fi înșelat? Dumnezeu știe. Dar abordarea este ceva de genul, mă uite, asta e regula, te rog să respezi regula aceasta. Acum, în general, se spune că regulile sunt făcute să fie încălcate. Dacă, de exemplu, te, te discuți așa cu leacă, cu polițiști, o să vezi că nu are nicio treabă. Apropo, acum, nu-i nici foarte frumos, frații surole, să le se ia permisul pentru viteză. E o chestiune. Doare, dar e o chestiune, adică să... Vorba aceea, era o vorbă din popor, ziceau frații bătrâni, mă zice, când se pocăiaște un om, știe și roțile de la mașină, știu că s-a pocăit omul. Zice, știe și vaca din graș că s-a pocăit omul, adică mă, nu mai bate. Ei vorbește frumos. du duci mă prin oraș să vezi că e unul, trece pe roșu. Când e galben, duci, galbenul zice că zboară roțele. Pe roșu, nu mai sunt reguli în în familie, bărbatul zice una, nevasta zice alta. Zice soțul, mă, așa trebuie să ne purtăm. Vine nevasta, dar nu te luat pe tatăl, că e căpcăun. Dintr-o dată tata e căpcăun. Clar e treaba, data viitoare când spui, auzi, nu mai faci așa, pruncul știe, tata e căpcăun. Adică, zice unul în de ceva, ba, dar eu nu vreau așa ceva. La locul de muncă, zice, ai doi șefi acolo, sau trei. Unul e șef de echipă, unul e patron. Ăla zice așa, la zice așa. Apoi zice, cum îmi vine mie așa fac? Prunce la școală, nici pe vremuri când venea dirigintea, toată lumea era foarte respectuos, Acum nici să mai faci așa, păzați Dumnezeu, că atunci erau mai serioși așa. Acum cu cuvântul, cu vorba. Dar astăzi nu mai există nici o chestie de a respecta normele. Vreau să te întreb, ce familie rezistă dacă nu sunt reguli în casa aia? De exemplu, un copil, da, până la o anumite... Biblia nu spune degeaba, nu cruța nu iaua de copilul tău. Sau învață-l de mic calea lui Dumnezeu, că atunci când va crește, nu se va bate după ea. Asta nu sunt cuvinte gratuite. Acum, clar că nimeni nu-și mai bate copilul, Doamne, păzește. Dar o lecuță de autoritate trebuie în casă, că altfel știi ce se întâmplă. Prun o ia razna. Eu stau să mă gândesc de un copil de 5-6 ani, dacă noi nu ne-l stăpânim acum, ce-o fi când avea 18-20 de ani? Hai să fim serioși. Deci, noi trebuie să, mă, copilul trebuie să știe de reguli în casă. Dacă vine la 12 noapte, are el chef la 12 noapte să plece, nu știu ce. Poate să împretinească cu cine vrea, poate să bea ce vrea, bă, poate să fumeze prun cum eu, că e prun cum, bă, lasă-l așa. Poate să se, ce trece lui prin cap. Poate să se culce unul, bac cu alta, poate să facă ce-i tai capul. nicio regulă. Nu ai oră la care vine toată lumea acasă, n-ai reguli clare în casă, toată lumea face ce-i tai capul. Bă. Zice soția una, bărbatul trece peste ea, răstoarnă tot așa. Regule în adunare. Acum, eu nu prea mă ocup de vestimentație, dar mi se pare de mare bun simț, de exemplu, când vii la adunare să vii cu o rochie, măcar până la genunchi și nu mulată. Ce ziceți? E lucru mare? Nu e chestie normală. Adică când vii la adunare, când vin la adunare, să nu se potignească nimeni în mine. Da? Să nu atragi atenția de la haina ta, de la comportamentul tău, să lași toată gloria la Hristos. Dar parcă așa de greu să respect și regula aceasta. Frate, zice, nu sunt rochii, stăte scurte. Făți una la comandă. Uh, frate, nu știu ce. E foarte greu să respecti niște rânduieli. Uite, să fii îmbrăcat frumos, covincios. O altă chestiune, asta nu pot să spui că e regulă, dar o chestiune de rânduială. Hai mă, frate, cu 5 minute înainte de începerea slujbei la adunare. Doamne, e greu e. Atunci lucrează ispita în, în chip de minunat. Prindem semafoarele, tot e le prindem. Apoi, nu să termină pruncii pe timp. Și așa mai departe. E așa de greu să ne cadrăm de numai numai. Nu știu, bă, trebuie să cântăm într-un fel. Păi, mi-e foarte greu să respect stilul ăla. Trebuie să ne încadrăm într-un timp în slujire. Mi-e foarte greu să ne încadrăm. Regulile sunt făcute, să fie încălcate. Domne, la fisc, aici e mai dificilă treaba. Dar și aici, dacă poți, vorba aceea semnalizează stânga dreapta vezi tu cum poți să te descurci. Din păcate, realitatea este că toți cei care se joacă cu focul, mai ales pe zona financiară, mai devreme sau mai târziu, ajung să pătească foarte mult. Eu cunosc oameni care au fost bogați, milionari, și s-au jucat cu fiscul și au ajuns săraci. Și după aceea zic, bă, păi, stăteam liniștit. Dar uite, n-am fost liniștit. Regul. Domne, auzi, eu beau două, trei pahare, numai acasă eu cu Domnul Iisus, nu mă vede nimeni. Dar numai că după aceea știi ce prins? Prins drag de băutură. Auzi, fumez o leacă, mă duc și o joc la jocul de loc, am zis chestia asta, bă, dar nu mă leacă joc, nu mă leacă așa, poate dă Domnul binecuvântare și prind losul câștigător. Poate v-am mai spus lucrul acesta, uite cum am vine în minte. Stau la Bruxelles, aștept să vin acasă, era sâmbătă noaptea, trebuie să ajung duminică la Dunare să predic. Cred că au întârziat avionul 4 ceasuri. Ispită. Ispită pe mine, mă sunt, dar mai stați mă zic, îl sunt pe pilot să văd dacă mai stă mult. Uh, trebuia să vină după mine. Uh, ispită pe mine, nu știu ce, nu, no, în sfârșit vine avionul. Mă în avion, veste trăznet. Zice, poți să te cobori milionar din avion. Doamne, minunat ar fi. Am dacă unul ți-ar zice, vreau să-ți dau milion în numele Domnului Hristos, eu cred că ai zice, Domnul, se Domnul să te binecuvânteze. Domnul să-ți dea putere să te ții de ce ai, de ce ai hotărât și să și-ți răzbătească, cum zicem noi, pocăiți, întrăit. Asta e foarte frumoasă. Întrăit să-ți dea Domnul. Adică ce ai mi -ai dat și încă două părți bonus. Și zice, te-ai urcat, cum te-ai urcat? Era o tipă pusă așa pe, pe, glume la oraia, Și Zice, dar poți milionar. m-am gândit așa, Doamne mare ești pot să fiu milionar. nu e lucru puțin. Zic eu, dar nu joc, păzească Dumnezeu, că eu sunt potriva asta. Dar îmi vine în minte, îți dai seama ce arce Nico să vii milionar acasă. Zic eu, iar plăcea. Dar zic, domnul, mă, să-i nu se poate. Și următorul gând, vă rog să veniți, mă cred, mi-a venit în minte următorul gând. Ce zeciuială ai da? Ce ar zice Luce cu Silviu când ai venit cu zeciuiala la biserică? Domnul, mă, să-i Dai o soră, o văd, o recunosc în față, avea semnalmente că e din tabăra sfinților, Zice către soțul, zice, dragă, zice, eu joc. Mă, fată, stai cu minte, nu juca. Nu, eu joc, zice, eu joc. Eu cred că Domnul vrea să ne binecuvânteze. Stalin știe, zice, nu, nu, eu joc, eu joc. Nu, bine, joacă. Ia un los, nimic, al doilea, al treilea, până la 10 nu s-a oprit. El a făcut să că mă fi cazul. Doamne, mă, să pe satana de mai e. Tă nu a fost de bine. Și stat și mă așa, dacă nu ai reguli clare în viață, știi ce se alege? Praful de tot ce faci. În Londra m-a abordat cineva odată și îmi spunea că câștigă foarte, foarte mulți bani și nu poate să pună 2 lei deoparte. Efectiv, probleme financiare foarte, foarte mari. Pentru că îmi spunea frate Dan, zice, zici că e un blestem, nu mă pot lăsa de jocul de noroc. Știți ce? Am băgat de seama că diavolul e foarte vigilant. Totul pornește de la niște chestii mici. Mă dacă unul ar zice, bătut, e joacă-ți apartamentul. Eu am întâlnit pe unul la București care și-a jucat apartamentul și-a pierdut apartamentul la jocul de noroc. Și când a auzit tatăl, crezut că face infarct. a venit salvare după el, l-a dus la, la urgențe. Dom'le, joci tu, să zicem acum, joci mașina, nu joc, dar la început, casă. Dar după aia, o lecuță, o lecuță, o lecuță, până vezi că nu știu ce. Uh, auzi, de ce să mă îmbrac într-un mod cu frică de Dumnezeu? Eu pun o întrebare, când oamenii ne-ar vedea pe noi pe stradă, hai să mi cinstiți. Oare ce ar trebui să spun un om când te vede pe tine pe stradă sau pe mine sau în adunare? Cum ai vrea să te perceapă oamenii? Psihologii spun că proiecția pe care noi o arătăm afară, e impresia oamenilor despre noi. Adică până să ajungă omul să te cunoască, cum gândești, cum vorbești, omul te evaluează după haină. Adică felul în care te îmbraci. Eu nu vorbesc despre calitatea hainei, eu vorbesc despre ce arată haina ta, haina mea când venim la donare, sfințenie, oameni serioși așezați în societate, ce arată vestimentația noastră, comportamentul nostru, vorba noastră, stilul nostru de lucru. Se poate lucra cu noi. De exemplu, dacă te duci undeva și lucrezi, ești un om de dialog, ești un om care se poate lucra fără reguli în viață nu poți, să, nu poți să mergi mai departe. Ispita satanei, auzi, nu te opri. Regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Dacă poți să înșală. înșală. Dacă poți păcăli, păcălește. Dacă poți, nu știu ce să faci. Mă, trage preșul de sub picioare celuilalt. N-avea reguli în viață. Îmbracă-te cum îți stai capul. poarte cum îți poartă, stai capul. Auzi, nicio regulă în viață. Știți cum ajung copiii care nu au reguli în viață? Să alege praful de ei. Uitați-vă, vedeți, statistic vorbind, cei mai mulți copii care nu au reguli clare în viață. Credeți că. Uitați, dar mă vine în minte chestiunea asta. Câți dintre voi ați fost în Anglia, la Londra, de exemplu? Sau tu de acolo. Ați văzut cum merg copiii aceia la școală? Care e cel mai bun sistem de învățământ din lume? Odată cu trecerea lor, care e cel mai bun sistem? American și britanic, care este influențat de cel britanic. Nu vi se pare o chestiune interesantă? Faptul că pruncii sunt îmbrăcați să fie regulamentar, se poarte regulamentar? Nu vedeți că, de exemplu, regulile în viață îi face oameni stabili? Adică știi de unde, se, bă, unde e omul? La ce adresă e? Ce gândește el? Cum se poartă el? Eu nu vorbesc, adică să... Evrei avut la un moment dat 613 de, de reguli. Adică Dumnezeu dacă va reguli și o simți vrea să bage niște reguli, că la un moment dat te sufoc. Adică să-și ai bă, reguli pe așa, 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 dacă faci așa, nu... -i... Deci nici exagerele astea, că îți fac viața grea. Dar niște reguli de bun simț în viață trebuie să le ai. În familie, la locul tău de muncă, ori, unde și trebuie să respecti niște reguli stricte. Nu vorbesc de chestii de astea, că evreii au avut niște reguli de astea și au băgat de la șapte, opt porunci câte o dat Domnul legat de sabat și au băgat zeci de reguli și au făcut viața grea. Nu te opri ispita satanei Regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Cred din toată inima că un om al lui Dumnezeu trebuie să fie un om care respectă regulile, oriunde se duce. Regulile de bază, de bun simț. Și în trafic, și la locul lui de muncă, și peste tot. Să fie un om disciplinat, un om cu frică de Dumnezeu. Cred că un om al lui Dumnezeu și o femeie cu frică de Dumnezeu trebuie să se îmbrace într-un mod cuvincios, decent, pentru că vine în prezența lui Dumnezeu. Cred că V-am mai spus dați-le trecute despre un om pe nume Grigore, teologul, și apoi Ignație, teoforul. Omul acesta, la un moment dat, spune, Scriptura că, spune istoria bisericească, Iosifu de Cezarea, în mod special, atât de mult se asemăna cu Dumnezeu, atât de sfânt îl vedea oamenii, încât o zis, bă, e teofor, e purtător de Dumnezeu. Ce-mi doresc eu pentru fiecare dintre noi este când venim la adunare, să fim purtători de Dumnezeu, Dumnezeu să strălucească în viața noastră, în mijlocul adunării și să fim oamenii aceia care avem niște principii, să avem niște valori în viață, să, să fie importantă pentru noi integritatea morală. Nu există lucru mai important decât să fii un om spânt, un om integru. Auzi, dincolo de ce zic oamenii despre noi, că e mai puțin important, Pavel zice că la un moment dat el era matur spiritual, zice, nu mi mai interesează ce ziceți voi frații de la Corint. Dar zice, mă interesează ce spune Dumnezeu. Știi care este marele câștigă a unui om pocăit, a unui om integru? E adevărat, talentul te proposează, integritatea te menține. Știi care este marele, marele credit a unui om integru? Își câștigă nevasta pentru Dumnezeu. Un om integru când îi spune ceva soției lui, ascultă soția lui de ceea ce spune. O soție care se simte iubită și respectată își va urma bărbatul îndeaproape. Un om integru când spune ceva în casa lui, pruncii lui iau notă de ceea ce spune. Eu nu sunt niciodată, am fost în casa unui om de business din Irlanda și la un moment dat pruncii lui erau la fotbal. Trebuia să mă ducă cineva, dar nu a avut chef să-l asculte pe taică -sul. Și omul acesta pune mâna pe telefon, feciorul lui a fost la fotbal. Țin minte, am rămas marcat. Nu era nici păstor, era om de business. Și spune, dragul te am o rugăminte la tine. Fratele Dan trebuie să ajungă la Dublin, la biserică. Uite, s în criză de timp. Te rog frumos, dragul te hai de urgență și dol. Era la fotbal și zis, tata, am înțeles, vin. Nu mi-a venit să cred că a venit în pantalon scurs, m-a dus la Dublin la biserică, m-a lăsat și apoi a venit după aia după mine înapoi. Și pe drum l-am întrebat, mă, dar pe tu ai fost la fotbal cu prieteni? Da, zice, dacă avem meci. Și zic, da, zice, cum să nu-l ascult pe tata? Tot ce zice, face? Și tata și-o da și sufletul din, din el pentru noi. Cum să-l ascult? Pentru mine ce zice tata e cel mai important. Și, în și m am stat și m-am gândit, mă, ce înseamnă să fiu un om integru? Ai autoritate în fața copiilor. zici, tu te mă în stânga, el merge în dreapta. Autoritatea se câștigă, nu se impune. Pumnul în masă, asta e ce Când vă cresc prunceți, o trântit ușa în față, nu te mai în seamă. Dar autoritatea se câștigă printr-un comportament frumos, integru. tata omul lui Dumnezeu. Vecinii tăi, vecinii mei, trebuie să cunoască că noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Dacă vecinii noștri nu cunosc că noi suntem oameni integri, oameni Dumnezeu, ascultați-mă, vom avea slabe șanse să-i aducem la evangelizare. Noi trebuie să fim oameni integri. La locul de muncă, oamenii care au de face cu noi trebuie să se bazeze pe cuvântul nostru. Trebuie să vadă că suntem oameni cu principii. Nevasta, bărbatul, copiii, vecinii. Știți ce mi se pare interesant? Zice Scriptura că l-a la puricat pe Daniel. Știți cine l-a la puricat pe Daniel? Adversarii lui politici. Dacă nici polițienii nu găsesc necazuri, atunci ce să zic? lor a la și zice, auzi, l-am cercetat cu deamănutul și n-am găsit nici măcar o plângere împotriva lui că el lucrează cinstit față de Dumnezeu. Și ca să-l poată compromite, trebuia să-l bage în conflict deschis cu împăratul. Pentru că a fost un om integru. Nu există lucru mai important decât să fim oameni integri, oameni sfinți. Suntem noi câștigați familiile noastre și ceea ce spunem noi are greutate. Se spune că înainte să-ți accepte omul o idee, te acceptă sau te respinge pe tine ca persoană. Poartă-te în așa fel încât atunci când ajungi undeva în familia ta, familia lărgită, oriunde ești, să fii omul lui Dumnezeu acolo. Un om integru. Un om care trăiește frumos. Dar asta și m gândit, cum mai putea să faci așa ceva? Și în timp ce meditam la asta, adică imediat termin, mi-am adus aminte de o chestiune pe care am citit-o. S-a dus într-o zi un tată, avea porci, avea găini și s-a dus la furat de porumb. Să duce cu pruncul, zice, tu stai de șase la ce? Vezi că eu mă bag în lan, zice, cu lei niște porumb și dacă e ceva, mă fluier, zice, fug în cealaltă parte. Să uită în stânga, să uită în dreapta, în față, nicări nimic. Să bagă în porumb cu sacul să-l umple, la care începe să strige pruncul. Tată, tată, tată! Bă, zice, ți-am spus să fluier. Tată, zice, da, ai uitat să te uiți în sus. Și am realizat un lucru, că noi trăim cu trăim pentru că nu ne uităm în sus. Dacă ne-am uitat mai mult în sus, totul s-a schimbat. Privirea, vorba, trăirea, comportamentul. Știți cine s-a uitat în permanență în sus? 1 Samuel 12. Din pruncia lui a slujit lui Dumnezeu. Și la final de drum vor un împărat și vor să dea socoteală de viața lui. Și spune el o viață întreagă de slujire în care împarte dreptatea. Auzi, e ușor să predici, dar să faci dreptate s-ar putea să ne mulțumești pe câte unul pe altul. Cât de cinstit ai fi și cât de obiectiv ai încercat să fii. Și să vină să meargă să spună, auzi, uitați-vă, mărturisiți înaintea lui Dumnezeu și înaintea unsului lui. Pe cine zice am nedreptățit? Pe cine am păcălit? Cui am luat, zice, o vită ca să strâng dreptatea, să stric dreptatea? Aveți vreunul ceva de mărturisit înaintea Domnului și înaintea unsului lui împotriva mea? Știți ce spun toți care au văzut traiul? Că asta mi se pare fantastic, știi? e vorba aceea din popor. Sfârșitul laudă începutul. După ce am analizat toată viața din frage de pruncie până în anii bătrâniți, fi avut atunci o și 70 de ani, să vină tot să spună nu ne-ai înșelat, nu ne-ai nedreptățit, te-ai purtat ireproșabil. Asta înseamnă o viață caracterizată de integritate. Prin natura lucrării petrec frați pe ultimul drum. Și Doamne, ce frumos e sfârșit unui om care a trăit frumos, care lasă în urmă o familie frumoasă, care lasă în urmă o mărturie bună. Pavel spunea la un moment dat, noi suntem mireasma lui Hristos. Știi cum s-ar traduce asta în termenii noștri de astăzi? Noi suntem parfumul lui Hristos. Mai câte un frate, câte o soră care dau așa mai consistent, câte un parfum de la special și ne place, dar simți așa că a trecut fratele sau sora pe acolo. Și zici, o trecut fratele sau sora, e parfum de, nu știu mai care, Tom Ford, Dios, așa mai departe, ce-ți place, Dolce Cabana, simți parfumul de așa. Și atunci zici, eu pe Silviu, de exemplu, îl recunosc după Paco Rabanne, imediat îl recunosc parfumul. Și zic, o trecut Silviu Paci. Și acum a aplicat, e ceva de genul următor. Noi suntem parfumul lui Hristos. Când te duci, rămâne parfumul acela frumos. Și noi nu suntem parfumul nostru, suntem parfumul lui Isus. Ca să fii parfumul lui Isus, trebuie să te uiți mai mult înspre cer. O, ne-am uitat noi în cer când te enervează nevastă ta acasă. Vine să trântești tu și le să faci pe ursul supărat acasă. Întotdeauna să privești spre cer, așa de liniște. Când tu, să te enervezi pe bărbatul tău și nu îți mai place de el, de e Domnul deasupra. Când îți vine să te uiți la lucruri vulgare, mordare, sau să treci în relații licite, să zice Dumnezeu deasupra și mă vede, dintr-o dată s-a Când îți vine să semnești ceva ce nu e ok, să faci câte ceva care știi că e chiar grav și să zici Domnul sus, mă vede, dintr-o dată te-ai Când îți vine să zici ceva ce îți și pe care nu-ți place, și parcă ți se dă așa cu deschidere mare. Zice, Domnul Sus e martor, aude. Când îți vine să te îmbraci într-un mod mai puțin potrivit, zici, e Domnul Sus și mă vede. Când îți vine să te enervezi, să dai cu toate de pământ și să strici, să te agiți, să zice Domnul Sus, totul s-a schimbat. Când îți vine să faci acele greșeli care te compromit și știi că te compromit, că ascultați-mă, noi toți care venim acela adunare avem Duhul Domnului. Și Duhul lui Dumnezeu, dacă l-am ascultat, Așa de frumos ne-ar îndemna pe toți să știm ce să facem și ce să nu facem. Dar uite, Dumnezeu ne cheamă în această zi să ne uităm în sus. Cele trei spite care vor să ne strice integritatea. Unu, de ce să-ți refuzi o plăcere? Nu o să afle nimeni. Doi, scopul scuză mijloacele. Nu mai avea prejudecăți. Trei, nu te opri. Regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Iosif a rămas în picioare, pentru că pentru el a fost prioritar Dumnezeu. Și poate unul din cele mai frumoase exemple de viață este Samuel. După viață întreagă, să se poată spune, este ireproșabil. Atunci ai credibilitate. Aș vrea să ne rugăm pentru noi și aș vrea să rugăm pe Domnul să ne ierte. cu ori, poate ne-a mai sucit câte o lecuță, cum văd tu vântul și interesele. Să ne ierte Domnul, să ne dea putere să ne pocăim. Și să ne ajute Dumnezeu să nu ne compromitem integritatea. Și știi ce aș vrea să ne rugăm în această dimineață, într-un mod special? Să ne ajute Dumnezeu să trăim privind spre cer. În limba grecească, diferența dintre om și animal, în expresia grecească, este că omul privește în sus, animalul privește în jos. A fi om înseamnă a privi în sus. Și când privești sus, te aduci aminte că e un Dumnezeu deasupra ta. Vă invit să vă în picioare și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Plecăm fețele puțin și închidem ochii. Și fiecare dintre noi aș vrea să ne uităm în viața noastră la trecutul nostru, la greșelile noastre. Și dacă ne vedem falimentar la unele aspecte care au fost aduse în discuție prin cuvântul lui Dumnezeu, haideți să spunem în această dimineață, Doamne, și prezent aici în adunare, ai milă de noi și iartă-ne. Și ajută-ne să fim oameni integri. Și ajută-ne Dumnezeul nostru drag să fim oameni aceia care să înțelegem că plăcerile păcatului sunt de o clipă și distrug. Și chiar dacă nu ne văd alții, ne vezi Tu, Doamne. Și asta e cel mai important. Dacă uneori suntem ispitiți să credem că scopul scuză mijloacele, Doamne, ajută-ne să nu renunțăm la principiile tale. Dacă uneori suntem tentați, Doamne, să nu avem nicio normă, nicio regulă, nici în viața personală, nici în viața de familie, nici în viața profesională, nici în vestimentația noastră, nici în comportamentul nostru, Doamne, ai milă de noi și iartă-ne. Și ajută-ne să ne îmbrăcăm în așa fel încât să te cinstim și ajută-ne să vorbim în așa fel încât să te cinstim și ajută-ne să ne purtăm în așa fel încât să te cinstim. Și încă ceva, Doamne, dă-ne putere să trăim în fiecare zi privind spre cer. Atunci vine pace, atunci vine înțelegere în casă, atunci vine pace și prosperitate la locul de muncă, atunci pe ce punem noi mâna, Dumnezeu pune binecuvântarea și Dumnezeu ne dă har. Hai să ne spun, mărturisim înaintea Domnului, să ne cerem de la Domnul iertare pentru eșecurile noastre. Să spunem Domnul, Doamne, dă-ne putere să fim integri. Și foarte important, să ne rugăm să ne ajute Domnul, să privim în permanență spre El, spre cer. Ne rugăm cu toții Domnul.